Druid. Resursele naturale sunt un ajutor pentru omenire, însă exploatarea lor fără un plan rațional poate duce la probleme grave pentru mediu, care apoi se întorc împotriva noastră. Un exemplu vine din Indonezia, unde cei care extrag minereu de staniu se extind acum de pe continent pe mare. Iar asta afectează pescuitul din zonă, o altă sursă importantă de venit pentru localnici. Chiar lângă țărmul sudic al insulei indoneziene Bangka, 10 de pontoane din lemn se află în largul coastei, echipate pentru dragarea fundului mării pentru depozite profitabile de minereu de staniu. Indonezia este cel mai mare exportator de staniu din lume, folosit în orice, de la ambalarea alimentelor la electronice și acum tehnologii ecologice. Însă depozitele din centrul minier Bangka Belitung au fost puternic exploatate pe uscat, așa că minerii se îndreaptă spre mare lângă insulele de pe coasta de sud-est a insulei Sumatra, o mișcare despre care pescarii locali spun că le amenință mijloacele de trai. Jadi dampak yang kami rasakan itu sangat-sangat luar biasa. Dengan menurunnya hasil tangkapan kami yang biasanya kami bisa dapat 10 kilo, sekarang hanya 2 kilo, Pak. Kadang-kadang tidak pernah dapat lagi karena lokasinya sudah dibabat dengan tambang ilegal. Echipamentele miniere offshore pot prinde plase de pescuit, în timp ce metoda de pescuit pe fundul mării pentru a găsi minereu a poluat și apele curate, a spus un alt pescar. Masyarakat penambang dengan nelayan tidak bakal nyambung. Mereka sama-sama memperjuangkan ya. Kita hargailah mereka untuk berjuang mereka hidup. Tapi caranya salah. Itu yang kami sangat kami tidak sesalkan itu. Dari mereka. Mereka tidak mengakui kesalahannya, malahan mereka minta dibenarkan kesalahannya. Adesea, grupate în jurul zonelor subacvatice de exploatare, echipamentele emit un fum negru înnecăcios de la generatoarele de motorină și fac un zgomot atât de tare încât lucrătorii folosesc gesturile mâinilor pentru a comunica. Fiecare ponton, care are 3 până la 4 muncitori, folosește o țeavă cu o lungime de peste 20 de metri pentru a aspira nisipul de pe fundul mării. Apoi este cernut pentru a prinde nisipul negru sclipitor al minereului de staniu. Miner Hendra, în vârstă de 51 de ani, operează 6 pontoane și se numără printre 10 de mineri artizanali care sunt parteneri cu minerul de stat, PT Tima, astfel încât să poată opera concesiunile companiei. A lucrat în domeniul minier de mai bine de un deceniu și s-a mutat la muncă în larg în urmă cu aproximativ un an. Darat ini, Bu, kadang lokasinya susah juga. Tapi kadang penghasilnya kurang sekarang, Bu. Jadi beralih ke laut lagi. Minerii sunt plătiți în jur de 70.000 rupii la 80.000 rupii. Înseamnă între 4,90 și 5,60 dolari pe kilogramul de nisip de staniu pe care îl exploatează cu un ponton care produce aproximativ 50 de kilograme pe zi. Compania Tima a intensificat producția de pe mare. Datele companiei arată că rezerva sa dovedită de staniu pe uscat a fost de 16.399 de tone anul trecut, comparativ cu 265.913 tone în larg. Pe uscat, consecințele exploatării miniere de staniu au lăsat în urmă un peisaj lunar de cratere și lacuri foarte acide, turcoaz, în unele părți ale insulelor Bangka Belitung. Autoritățile au reprimat sporadic industria, în special mineritul ilegal, în timp ce rezervele rămase pe uscat sunt adesea greu accesibile sau necesită utilaje mai mari pentru a fi exploatate. Acum, grupul de mediu indonezian Wali a făcut campanie pentru a opri mineritul pe mare.